Un nou episod de The Hunter Call of the Wild. Haideți să continuăm să vedem ce mai putem face pe aici. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vreți să continuăm cu această serie, pentru că n-am mai postat de ceva timp și mi-a fost și mie dor să mai postez. Haideți să mergem aici și să vânăm niște animăluțe. De asemenea să văd ce zonă erau animalele alea multe, că sincer nu mai știu de când am mai filmat. Hai să căutăm pe aici pe lângă casă totuși, că na, altceva ce să faci? N-ai ce să faci. Bine, băi băiatule, filmăm aici frumos, corect și corespunzător. Că n-am mai filmat de foarte mult timp și mi-a sugerat să mai postez The Hunter. Și da, n-am mai filmat nici FIFA 18 pentru că nu mai merge controllerul de la Xbox, adică nu știu ce are și eu jucam cu controllerul ăla. Și de aceea. Bă, sincer nu mai știu exact. Aud acolo ceva. Înainte, hai să... Este că mergem așa încetișor. Mergem așa pe aici încet, pe urmele căprioarei. Nu vreau neapărat să vânez niște animale foarte mari, urși, lupi, că vreau să vânez ceva pentru episodul de astăzi, că este destul de târziu. Și am filmat astăzi vreo 4 episoade ca să am ce posta de restul săptămânii. Și de aceea spun că ar trebui să vânez orice, dar nu neapărat... Adică nu neapărat să vânez... Doar urși sau doar lupi. Să vânez orice. Opa, vezi, s-a auzit? Coyot. Adică poate. Dar ce să vă, frate? Văd niște urme. Ok. Niște urme. Basically to learn about animal movements. Mă uit după acel coyot care atrape aici. Ok, deci se pare că nu-l văd. Așa că am să merg. Poate mai aud niște sunete. Sper să nu se audă foarte, foarte tare jocul la voi. Dar eu am nevoie să fie tare jocul ca să aud aici. Că sunt pe difuzoare. Holy fuck, m-a făcut ăla. Labe de urs. Ba nu. Labe de urs, ok. Ba nu, pardon. What the fuck. Astea cred că sunt. Nici astea? Ok. Păreau foarte, foarte mari și... Opa, pe cine am văzut eu acolo? Ok, iau urma. Să merg puțin mai repede, mă duc după el. Trebuie să joc strategic aici, să nu merg repede. Că altfel s-a dus purii de suflet. Pe acolo ce pot vedea? Cocoșel cu băț în cur. Aha. Uite-o. Nu, arma. Ok, sigur. Sigur o omor că i-a intrat în ceafă, naibii. N-am cum să nu omor. A nimerit-o, adică, n-am. Vedem pe aici urme, chestii. LOL. Flash blood. Nu, cred că... Uite pe aici în față. Față. Hai frate că n-are cum să nu moară, adică ați văzut cât ce lovituri am, ce glonți am tras și... Poate-l văd?
Nea, nu-l văd. Opa. Îmi place când văd când s-a deschis că pot vedea animalele foarte easy. Foarte, foarte easy. Doar că după ce caut această căprioară, mă duc acolo să am găsit-o. Perfect, am omorât-o. Oh my god. Am destul de ok. Ia să vedem. Stai așa să scot de aici, mă duc la sistem, game, hide food on. Și care era? F11. Cam astea ar fost butoanele. Bun. Pe acolo ceva? Să iau asta. 100% am luat 460, foarte, foarte bine. Rifle score plus 1. Iar acum, după cum am spus, hai să mai mă uit aici, stau așa. Vreau să văd, să construiesc chestia aia ce mi-a arătat acolo cu semnul întrebării, că e un loc foarte bun de vânat aici. Și na, ar cam trebui să fac asta. Cât costă? 2010. Ok, unde se aude, măi, băiatule? Hai că cine știe ce mai văd eu pe aici? Ce mai sare cu ochiul? Ar trebui acum să folosesc. Bă, dar unde-i, mă? Bă, e pe undeva pe aici. Pe acum să folosesc eu ăsta. Sau nu? Nu, nu, nu. Ce ăsta? Nici asta. Trebuie să folosesc ăsta. Ok. S-ar putea să intre bunica mea peste mine în cameră, deci nu vă faceți griză dacă auziți sunete ciudate. Folosim și asta să le atragem de aici. Și acum să punem noi aici, frumos, ăsta, și să ne uităm. Asta e foarte aproape aici. Asta e foarte, foarte aproape. Poate aduc chiar la mine. Să vedem acum. Ați văzut cât de aproape l-am adus pe ăsta care e aici pe undeva. Și ăsta la fel. Chiar aici. E chiar aici după brazii ăștia, dar nu pot. Ăla e. L-am omorât. L-am fucking omorât. Ce parte era, mă, pe aici? Am văzut cum l-am doborât. Și parcă vezi că mi-au țeapă și nu era nimic. Dar de unde mă... Unde m-am uitat? În partea elaltă, mă. Acolo. Să vedem pe acolo, mai e ceva. Parcă pe aici. Da, aici. Ok. Îmi sucurez dacă e vreun o de-asta care să atragă urși, sincer. Că asta nu știu.
Bă, mi s-a părut mie și eu n-am văzut nimic aici și n-am tras în absolut nimic. Mi s-a părut că era acolo un cerb. Mamă, ce țeapă mi-am luat. Oh, shit. Și am speriat și toate animalele ce le-am... Oh, fuck. Oh, ba nu. Ba nu. Ba nu. Am nimerit ceva. Sânge. Only fuck, ce sunet! Ah, ce m-am speriat! Oh my god, ce sunet ciudat! Vreau să îl găsesc pe ăsta de la... Ce are mă ăla? Ce mă vrei să te împușc? Ok. Mai e sânge pe aici? Sau... Nici măcar l-am urât. Dar parcă i-a intrat în cap totuși. Asta e white-tailed deer. Parcă totuși a intrat în cap, adică... Uite încă-i sânge pe aici. Cred că l-am urât, pentru că încă sângerează și probabil că... Să fac o hemoragie imensă și... Da. Opa! Oh my god! Oh my god, asta e bine. L-am doborât din prima, băieți. Oh my god, Ștefan Vânător, adevărat. Ok, să fac la asta măcar aici un... Să fac la asta aici o de asta. Cum este un screenshot? F12? F11. F10. Prin screen. Ce naiba era? În fine, nu știu. Am uitat să deschid HUD-ul. Da, de ce nu-mi spuneți, băi? L-am împușcat tot acolo în gât. Și acum mai avem o de asta. Cred că ăla totuși era Elan. Parcă era destul de măricel. Cred că era Elan. Cred, sper. Ce frumos se vede de aici. Parcă era Elan cel puțin. Nu. Da, uite-l. Lovitură, one shot i-am dat, ești nebun. Și ăsta cred că e muz. Elan. Dap. Ba nu. Ha, asta e la care... Făcea sunetele alea groaznice. Am primit destui bani pe ăsta și destul XP, adică... A fost ceva... Mai... Special. Mă întorc acolo la locul de... Vânat. Și de acolo să mai atrag niște animale. Am făcut destul de bine cum am făcut cu sunetele astea. Înainte nu le foloseam, dar acum mi-a dat seama că sunt destul de importante și... Da. Vreau să mai puțin în inventoriul meu. Să văd cum se numesc unele chestii. Deer Blood Color. Scent Eliminator, Black Deer, așa. Aparent, nu-i nimic care să ademenească ursul, gen să fie un sunet al lui. Da, se pare că nu. Bă, nu știu sincer, dar sunt destul de mulțumit că am vânat animalele astea, adică na. Trei animale. Oh, perfect, dacă începe ploaia este bine. Este bine deoarece putem alerga că nu ne mai aud animalele astea. Că alergăm, că e sunetul de la ploaie, știți?
Mi-ar plăcea să vânești un urs sau un coiot ceva, că dau foarte mulți bani și XP. Dar nu găsesc aici. De mă ăla. Încolo. Acolo ceva? Nea. Cred că voi închide episodul aici, băieți, pentru că mai am de filmat și altele. Și sincer am omorât. Am vânat destul de animale. Voi sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Ștefan și ne vedem data viitoare. Pa, pa!